dacă oamenii se află în spații publice, instituții publice, spații comerciale, piețe agroalimentare, gări, autogări, etc. și în cazul deplasărilor scurte în apropierea locuinței gospodăriei pentru nevoile animalelor de companie sau domestice, indiferent de loc, străzi și parcuri. Deci, de pe 10, dacă primăria din localitatea în care locuiți asigură necesarul, măștile de protecție devin obligatorii. Dacă nu, este doar, să spunem, o recomandare, dar țineți cont de ceea ce spun medicii, că orice protecție e mai bună decât nicio protecție, așa că măcar o eșarfă, un fular, ceva, știu că este cald afară, o să ne fie greu, dar trebuie să facem acest lucru. Trecem de bâlba autorităților care parcă au un talent de a-și da cu stângul în dreptul chiar și în aceste vremuri deosebit de dificile, când ar trebui să fie mult mai clare în ceea ce decid. Și vreau să vă spun că TCE introduce curse suplimentare în Ploiești. O să găsiți pe site-ul operatorului de transport public din Ploiești, o să găsiți orarul autobuzelor. Anunță TCE că începând cu 9 aprilie, adică de mâine, se suplimentează numărul de curse în intervalul orar 11-13, atunci când seniorii, cei care depășesc vârsta de 65 de ani, pot ieși fără probleme la cumpărături, sigur, doar în cazul în care au nevoie și în care prezintă un caracter de urgență. După cum spuneam, se suplimentează numărul de curse la traseele 2, 5, 7, 30, 35, 35 barat, 40 și 104. Iar orarul acestor curse îl puteți găsi fără discuție pe site-ul operatorului de transport public din Ploiești. Înainte să intrăm în direct cu invitatul, aș vrea să vă mai spun, pentru că a fost o situație nu tocmai plăcută. Foarte mulți români, nu numai prahoveni, se plângeau de faptul că medicamentul Eutirox, și aș vrea să subliniez că este informație care prezintă un grad foarte mare de interes pentru public, știm normele, știm regulile în audiovizual, dar cred că este foarte important pentru public, iată, acest medicament Eutirox nu se mai găsea. Ei bine, se pare că lucrurile se vor ameliora, pentru că a fost o ședință la care a participat ministrul Sănătății Nelu Tătaru și reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România și s-au întâlnit și cu reprezentanții ai companiei producătoare a medicamentului respectiv, cu distribuitorii și cu reprezentanții Colegiului Național al Farmaciștilor. Și vă citez acum din comunicatul Ministerului Sănătății. Compania producătoare a anunțat că în depozitele din România au fost aduse pe 31 martie 2020 un număr de 140.122 de cutii de Eutirox, 100 miligrame, mă rog, mă depășește. Dintre acestea, 54.240 au fost cutii, au fost deja distribuite. Mai mult, se pare că până pe 14 aprilie vor fi livrate alte 77.499 de cutii de Eutirox de 50 de miligrame și alte 59.315 care, loturi care au fost deja eliberate din Germania. Deci sunt în drum spre România, până pe 14 aprilie vor ajunge și să sperăm că această criză a unui medicament foarte important pentru mulți dintre români, această criză, după cum spuneam, este rezolvată. Eutirox, reamintesc, este un medicament utilizat de pacienții cu afecțiuni tiroidiene. Era foarte important pentru sănătatea dumnealor. Ei bine, să sperăm că această criză va fi rezolvată. Aș vrea acum, dacă sunt pregătiți colegii din regie, să intrăm în direct cu doamna Cristina Stoichici, director AGOFM Prahova. Bună seara, doamna director! Bună seara, domnule Victor Fredan! Mă bucur să vă văd. Vă simt așa energică, vă simt optimistă. Presupun că ați avut foarte mult de lucru în ultima perioadă. Presupun că aveți de lucru în continuare foarte mult. Și aș vrea să vă începem discuția noastră întrebându-vă de colegi. Sunt toți colegii la treabă? Sunt probleme legate de personal în această perioadă? Nu avem probleme legate de personal. Avem trei colegi care sunt înțeleasă pe legea nouă, cred că este pentru copii mici. E altceva, altă situație. Pentru copii, da,
Suntem cu toții la muncă mobilizați pentru a face față acestei consultări și anume data șomajului tehnic pentru angajatorii care au suspendat contractele pe această perioadă de situație de urgență. Spuneți-mi, doamna director, sunt multe astfel de situații în județ? La acest moment, pentru că noi încă lucrăm, am depășit 1500 de firme, peste 11.000 de salariați care au făcut solicitări pentru șomajul tehnic pentru 16 martie, 31 martie. Avem semnale că pentru luna aprilie vor fi mult mai mult și mă refer aici și la angajatorii mari. Ce să vă spun, avem probleme deci în protestarea acestor... da, fac pauzele acestea pentru că fac un pic cu întârziere, încerc scuze. Să vă spun că pentru acest obiectiv... Bine, doamna director. Vă rog să repetați. Cifrele pe care le-ați spus și faptul că vă așteptați la niște cifre ceva mai mari în viitor, nu sună deloc bine. Domnule Preda, era de așteptat. Aceasta este situația și dacă aceste firme au fost întinse odată cu ordonanțele militare date în acest context în care trebuie să ne protejăm cu toții în această pandemie, eu sper să ducem la bun sfârșit această misiune și să ne atingem obiectivul de a plăti oameni în acest 75% din salarii, ca ei să poată sta în casă, aproape de familie. Doamna director, haideți să vorbim un pic și despre procedură. Cine poate beneficia de acest șomaj tehnic? Da. Contractele de muncă au fost suspendate de acești angajatori conform articolului 52 alineatul AC din codul muncii. Și de ce vă fac această precizare? Avem suspendări ale contractelor pe multe articole. Doar acest articol și acest alineatul se încadrează la șomajul tehnic. Da, e foarte importantă precizarea. Cine se încadrează? Angajatorii care fac astfel de solicitări sunt închiși pe diferite motive. Știți că nu s-au mai împărțit în cele două categorii până la urmă. Cei care au fost închiși prin ordonanțele militare datorită naturii activităților și mă refer la cei din domeniul Horeca, din lucrătorii comerciali din marile centre comerciale, multe, cabinetele de servicii, coafurile, le știe toată lumea, da. Însă și acei angajatori care sunt afectați indirect. Adică nu au mai avut activitatea pe care o aveau înainte, au putut să spende pe această perioadă contractele de muncă și să solicite, bineînțeles, această indemnizație. Angajatorul solicită sau angajatul, cel care angajatorul intră în... solicită. Angajatorul. Am înțeles. Da. Și procedura este stufoasă sau... Vă rog. Acum funcționează platforma ai.go.ro pentru că inițial am primit solicitări pe un mail dedicat de județ. Aveam praful la rând la neofeme.ro, mă rog, nu mai este acest... Nu mai este valabil în situația asta, da? S-a creat într-un mod rapid platforma aceasta registrată online aici.go.ro pe care primim în ultimile zile aceste solicitări.
unde angajatorii încarcă datele, iar noi le descărcăm pe site-urile noastre de lucru și le verificăm, evident. Se întâmplă la unele firme ca datele să nu fie corect întocmite și asta ne îngreunează lucrul. Ce înseamnă incorect întocmit? Declarația pe propria răspundere trebuie semnată de administrator. Că de aia este declarația pe propria răspundere. Foarte multe firme semnează contabil. Cererea nu cuprinde toate elementele din formularul PDF inteligente. Codul IBAN al firmei să fie corect, sumele solicitate, chiar și substanțiunea codului penal, nu sunt corecte. De exemplu, unii salariați au contractele active, deci nici măcar nu au suspendat contractul. Zilele suspendate sunt începute cu 16 martie, dar sumele cerute sunt pentru toată luna. Luna. Suspendarea contractelor nu a fost făcută cu articolul pe care vi-l spus mai înainte, 54 al meu. Pentru toate acestea suntem mobilizați într-un efort. Mă bucur mult că ați enumerat aceste greșeli frecvente, pentru că, știu eu, telespectatorii noștri care sunt în această situație n-or să mai greșească. Vă ascult acum și n-or să mai greșească. În același timp, înțeleg de la dumneavoastră că totul se rezolvă pe mail, deci nu e o procedură stufoasă sau care să dureze foarte mult timp. Și atunci... Nu, doar să fie foarte prompt să ne răspundă și să ne transmită documentul corect. Corect, completat. Perfect. Doamna director, bun, atunci putem să sărim direct la plată, nu la plata șomajului tehnic. Aceasta cum are loc? Banii vin la angajator, vin la angajat? De luni vom începe mai întâi să primim și noi banii între noi. Da. Niște estimări la minister și banii lor urmă. De luni vom plăti în conturile angajatorilor. Sumele solicitate, corectate de noi, bineînțeles. Știți că oamenii, telespectatorii noștri care sunt acum în această situație în șomaj tehnic, se uită cu foarte multă atenție la dumneavoastră și așteaptă cu foarte multă cu foarte multă nerăbdare efectuarea plății. De luni începeți... Vă mulțumesc din suflet că ați făcut posibil această intervenție. Pentru că vreau să le spun celor care așteaptă acest mașin că îl vor primi. Deci da. Noi facem de asta suntem mai facem toate eforturile să ajungem să plătim aceste sume, indiferent cât vom sta aici. Dumneavoastră ne mulțumiți nouă că vă ajutăm să le transmiteți acest lucru oamenilor. Noi vă mulțumim dumneavoastră. Dar noi vă mulțumim dumneavoastră că sunteți la servici în această perioadă și că faceți acest lucru astfel încât oamenii să nu aibă probleme foarte grave din punct de vedere financiar, să poată să-și trăiască viața cât se poate de bine în această perioadă. Dar voiam să vă întreb următorul lucru. Ați spus că de luni începeți cu firmele, nu știu, în ordine alfabetică, de luni până vineri se vor efectua plățile. Când să aștepte oamenii? Când să sune la firmă să întrebe când vin să-mi iau banii? În fiecare zi. Da. Exact cum au solicitat. Deci începând cu solicitările din ziua 1 aprilie, noi avem termen legal 15 zile de la data solicitării, de la data procesării când noi le-am procesat. Da, ei au primit un număr de solicitare. Și dacă totul este în regulă acolo, imediat facem plata cum dăm drumul plăților, iar cei care trebuie să retransmită, de asta am rugămintea să retransmită corect atunci când sunt finanță. Sau dacă cineva știe acum că a transmis o declarație semnată de contabil de administrator sau un tabel tocmit greșit cu sume, zile suspendate sau CNS sau ceva au fost acolo, îi rog să ne transmită pe mail-urile agenției ca să nu mai blocăm platforma acele documente corecte.
Doamna director, alături de noi este și colegul meu de la Telegrama, de la săptămânalul Telegrama, Alex Călinoiu, dar înainte de a-l ruga să intervină în discuție, aș vrea să vă mai întreb și de nu cei care sunt în șomaj tehnic, șomerii clasici, să le spun așa, cei care sunt în plata indemnizației. Sunt probleme în plata indemnizației? Sunt mulți în Prahova acum, în acest moment? Mulțumesc că m-ați întrebat. Ei vor primi chiar de mâine, începem plățile pentru șomajul clasic. Da. Pentru că am devansat puțin plățile. Iar pentru cei care trebuiau să vină își pună viza sau să vină la consiliere sau așa, le spun să stea acasă, pentru că vizele se pun în mod automat. Colegii mei îi sună și vor vorbi despre ce anume vor și dacă își caută un loc de muncă sau dacă au nevoie de un anumit, luăm legătura cu primăria respectivă. Doamna vă director, spun că vă mulțumesc pentru că eu oricâte comunicate aș face sau oricâte multe mail-uri aș trimite primăriei, sunt oameni la care aceste informații nu ajung. De aceea, asta este rostul nostru al televiziunii și de aceea l-am rugat și pe colegul Alex Călinoiu cu săptămânalul Telegrama, cu site-ul Telegrama, să ajute la diseminarea acestor informații. Și dacă vrea Alex Călinoiu, bună seara Alex, dacă vrei să ai vreo întrebare pentru doamna director, te rog. Nu, mi s-a părut, adică am fost foarte lămurit de explicațiile oferite. Singurul lucru pe care vreau să-l punctez din punctul meu de vedere, dacă ar fi să găsim un lucru bun în toată această criză, acela ar fi că statul a început să lucreze mai mult online, lucru care se întâmpla și până acum, dar se întâmpla într-o foarte mică măsură, și a început să lucreze și mai repede, parcă, deși am văzut multe unități, multe instituții lucrând în efectiv redus, cu mulți angajați de acasă. Dar, în schimb, de contări atât de rapide de pe o săptămână pe alta, nu mi-aduc aminte să fi văzut. Chiar aveam exemplul unor oameni de afaceri din Prahova care se plângeau de contările de TVA și de contările de acele concedii de îngrijire a copilului. Da, alte instituții, dar tot ale statului. Deci, asta ar fi, chiar asta vreau să punctez, că statul a reușit și a început să se miște mult mai repede în această privință, în relația între el și agenții economici și cetățeni, și sper să țină obiceiul ăsta și dincolo de criză. Doamna director, eu mai am o întrebare la dumneavoastră și tare mi-aș dori să aud răspunsul pe care mi-l doresc. Aș vrea să vă întreb, sunt locuri de muncă, sunt angajatori care angajează acum? Spuneți-mi că da. Da. Da? Mă bucur atunci. Vă spun că da. Mă bucur atunci. Și cam ce domenii sunt cele care oferă în continuare locuri de muncă? Să știți că nu am acum exact domeniile, dar sigur vi le voi transmite, pentru că nu am putut să mă ocupați. Asta a fost, m-am uitat și eu că sunt angajat. Deci avem, e o veste foarte bună pentru economie. Da. Faptul că în continuare se caută forță de muncă e lucru mare în perioada asta. Dar mâine sigur vă voi transmite mesaj ce domeniu și cât oameni s-au angajat. E perfect, pentru că și noi le transmitem la rândul nostru, fiecare află oamenii și își găsesc un loc de muncă. Ceea ce e important în această perioadă. Da, în fiecare perioadă. Că autoritatea noastră de prietenie și o marmă tehnică pentru care stăm aici. Ca să recapitulăm, doamna director, peste 11.000 de dosare de șomaj tehnic, ați spus, parcă. Nu. Deci sunt salariați. Ei sunt salariați cu contractele suspendate. Suspendate, da. Aplați în șomajul tehnic. Da. Zic bine? Perfect. Așa și din păcate... Și din păcate vă gândiți că ar putea să crească destul de mult numărul acestora în viitorul apropiat? Da, nu mă gândesc. Am chiar datele de la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Din ce ne-au transmis colegii noștri, în aprilie avem peste 40.000 de contracte suspendate, însă nu am exact acest articol care înseamnă șomaj tehnic. Sunt mai multe cuvinte acolo, mai sunt mămici care sunt în indemnizația de creștere copii,
mai sunt suspendați de forța majoră și aici e o discuție întreagă. Unii au greșit în loc să suspende cu articolul 53, au suspendat forța majoră. Da. Doamna director, vă mulțumesc. În fiecare zi, deci noi informăm de aceste angajatori, trebuie să se mobilizeze și ei să le facă ce au greșit. Vă mulțumesc, doamna director, sper că informațiile pe care le-ați oferit sunt de mare folos pentru telespectatorii noștri, pentru toți prahovenii, pentru că e vorba de banii pe care urmează să-i primească. Iată, începând de luni, AJOFM începe să facă plățile, banii ajung la angajator, de la angajator direct la cei care sunt acum cu contractele de muncă suspendate în șomaj tehnic. Vă rog. Angajatorii au termen 3 zile să plătească contribuțiile la acești 75% și să dea oamenilor bani. 3 zile, nu mai mult. Dacă întârzie unul, ce se întâmplă, doamna director? Dacă vine cineva și reclamă, dacă vine cineva, un angajat cu contractul de muncă suspendat și spune: domne, eu de 5 zile știu că am intrat banii la șeful, la patron și de 5 zile aștept banii. Ce se întâmplă? Există vreo sancțiune? Există... Categoric, vă dați seama că sunt drepturi salariale, ci sancțiunile sunt acelea. Am înțeles. Vă mulțumesc, doamna director, vă doresc multă sănătate, putere de muncă și ne mai auzim ca să vedem ce se mai întâmplă, să ne mai oferiți informații. Cu mult drag, eu vă mulțumesc că am folosit acestele și să-mi spun informațiile. Vă mulțumim încă o dată, doamna director, multă sănătate vă doresc. Alex Călinoiu, nu, cifrele pe care ni le-a spus doamna director nu prea sună bine pentru economia prahoveană. Da, bine, e de așteptat să se întâmple așa. Am văzut că sunt două curente de opinie în această perioadă. Unul care militează pentru închiderea totală, intrăm în casă, ne izolăm, stăm cât trebuie să stăm și apoi ieșim, și unul care militează pentru salvarea economiei. Adică o tendință de, evident, de a continua, mai ales domeniile prioritare, de a evita pe cât posibil concedierile sau suspendările de contract. Personal, cred că nu există un scenariu corect și unul greșit. Nu e un răspuns 100% corect și unul 100% greșit. Cred că ambele variante, ambele scenarii au lucruri pozitive, lucruri care trebuie arătate și, evident, și riscuri. Asta e și, nu știu, mă gândeam la măsurile aplicate și la gradația pe care au avut-o ele la măsurile luate de guvern. Prima ordonanță militară, de exemplu, chiar discutam cu colegii de la Telegram, am făcut un calcul, am luat textul efectiv, l-am pus în Word, știi că are acel contor de cuvinte, avea undeva 1280 de cuvinte, nu știu exact, din care 400 și ceva, deci un sfert, reprezentau excepții. Deci era un act normativ din care, în conținutul căruia un sfert din conținut arăta cum nu se aplica actul normativ respectiv. Da. Ei, cu timpul s-a renunțat la acea recomandare, după cum știm, a devenit obligație. A mai venit la o dată ordonanță militară care a mai introdus niște intervale orare, a fost cumva mai permisivă, dar cumva măsurile au fost din ce în ce mai, să le zicem, accelerate, din ce în ce mai drastice, ajungându-se acum până la acea obligație de purtare a măștii despre care se tot discută, și am văzut că e și o discuție foarte intensă despre piețe agroalimentare. Ajungem și la piețe, hai să continuăm discuția noastră cu măștile. Eu am spus la începutul emisiunii, astăzi pe site-ul prefecturii a apărut o precizare. Da, de vineri, măștile de protecție, măștile medicinale sunt obligatorii, acolo unde autoritățile locale asigură necesarul de materiale. Adică, dacă primăria Ploiești asigură necesarul, asta nu înțeleg, dacă asigură în farmacii și mă duc să cumpăr eu măștile, sau vine cineva la ușă la mine și îmi spune: domne, sunt din partea primăriei, v-am adus o mască sau două. Mă gândesc, sunt undeva peste 200.000 de locuitori în Ploiești, nu? Parcă așa am ieșit la ultimul recensământ. Asta înseamnă, să spunem că o mască de persoană ar însemna peste 200.000 de măști. Dacă primăria este generoasă și dă două măști de persoană, ar însemna deja aproape 500.000 de măști. Ceea ce este o cheltuială. Am în față informarea de la Consiliul Județean Prahova dată ieri, în care nu se precizează. Astăzi a venit această precizare cu legată de autoritățile locale. Și Alex Călinoiu, eu vreau să te întreb următorul lucru. Dacă locuiesc în Bărcănești,
Alex Călinoiu, locuiesc în Bărcănești, o localitate învecinată cu municipiul Ploiești. Și să spunem că din diverse motive autoritățile locale nu asigură necesarul. Deci în Bărcănești nu este obligatoriu să port masca și nici nu am. În consecință poate nici nu am mască. Dar vin la Ploiești, unde, să spunem minunea minunilor, autoritățile locale asigură necesarul de materiale. Deci în Ploiești este obligatoriu să port mască. Eu vin din Bărcănești pentru că lucrez la Ploiești. Ești, am aici serviciu și vin la serviciu. Vin într-o zonă în care nu este obligatoriu și nu am, vin într-o zonă în care este obligatoriu și ce fac în situația asta? Cred că suntem în genul de situație în care e proastă legiferare. Și chiar am văzut zilele trecute un comunicat de la Avocatul Poporului care solicita lămurirea mult mai clară a conceptelor, a termenilor legate de contravenții. Deci cred că și aici se poate aplica aceeași discuție. Trebuie să lămurim ce înseamnă autoritățile locale, în primul rând, dacă vine să cred. Trebuie să lămurim ce înseamnă asigurarea necesarului, din punctul meu de vedere. Pentru că, dacă, bun, să zicem că fiecare primărie dă o mască pentru fiecare persoană. Știm foarte bine că aceste măști au și ele o durată de purtare, o durată de valabilitate, o durată de eficiență. Hai să zicem. Nu expiră masca, dar își pierde treptat din eficiență. Până la urmă, eficiența ne interesează. Nu facem gestul ăsta doar de ochii lumii să demonstrăm că avem mască. Ne interesează efectiv să avem ceva care să ne și protejeze. Deci de-aia zic, conceptul în sine și nu știu, parcă lămurirea asta face mai mult rău și face decât să aducă o scutire în plus, o chichiță în plus, o modalitate de a eschiva, de a te eschiva de la folosirea, de la aplicarea reglementării interioare. Și mă gândeam în timp ce te ascultam, să spunem că sunt din Ploiești și lucrez la Mizil. Până la Mizil merg cu microbuzul, cu mijloacele de transport publice, nu? Traversez foarte multe localități. Într-una este obligatoriu să porți mască, într-una nu. Într-una... Și eu, dacă am mască, să spunem, într-una să nu-i neapărat să-mi pun masca, că altfel și spune că este în special pentru cei care, care merg cu, folosesc mijloacele de transport în comun, după care mi-o pot da jos, traversez altă localitate, iar îmi pun mască. Ori este obligatoriu, ori nu este. Ieri era obligatoriu, se auzea că va deveni recomandare, astăzi a venit sub această formă. Ce nu este obligatoriu, nu este obligatoriu, iar ce este obligatoriu, trebuie să respectăm. Cred că era mult mai clar și mult mai bine gândit și mult mai bine făcut. Nu ai mască, folosește o eșarfă, folosește o protecție pentru nas și gură și cu asta basta. Cred că era o variantă. Sau măsura asta trebuia adoptată, cea referitoare la substitut, să spunem, pentru că am văzut cu toții că există o criză de măști, să le numim măștile profesionale, măștile medicinale, măștile foarte eficiente, foarte recunoscute. Exact. Foarte greu se găsesc. Și o criză a prețurilor. Și o criză a prețurilor, pentru că înainte să înceapă toată această, înainte să înceapă toată această nebunie, prețurile la măști erau nesemnificative. Acum sunt prețuri cu adevărat importante și dacă ne gândim că Prahova are undeva la 700 și ceva de mii de locuitori, nu? Să spunem două măști de om, deja înseamnă 1.400.000 de măști. Și ne aducem aminte cu toții de știrile, China a trimis, 500.000 de măști în Italia sau ceva de genul ăsta. Adică cifrele sunt foarte mari pentru județul Prahova comparativ cu ce auzim la știri că se deplasează între state, nevoile statelor. Da, clar. De-aia aici intervine și elementul de confecționare acasă. Vreau să aduc o glumă, nu știu, să mai detenționăm un pic discuția. E un subiect sensibil, dar ar fi o comparație care mi se pare foarte interesantă și merită făcută. Nu o să lungesc prea mult paranteza. Era o glumă a lui Jerry Seinfeld, care spunea la un moment dat că invenția cea mai cretină în umanității este casca de protecție. Pentru că, spunea el, de-a lungul timpului omenirea, oamenii au fost implicați în tot felul de activități în care ne-am spart țestele. La un moment dat au zis, băi, să facem noi un pas în spate să analizăm situația, au analizat situația și n-au zis, care ar fi fost răspunsul logic, hai să nu mai fim implicați în activitățile astea, au zis, băi, hai să purtăm o cască să ne protejăm. Și spunea el, singurul lucru mai idiot de atât este legea care obliga anumiți participanți la trafic să poarte casca de protecție, casca obligatorie, care era, conform glumei, practic, sunt menită să salveze un creier care nu era suficient de capabil să conștientizeze că trebuia să se protejeze singur. Deci nu și trebuia obliga prin lege.
Cam așa suntem și noi în situația asta, revenind Exact, da. la măști. Foarte bună comparație. N-ar trebui neapărat să ne oblige nimeni să purtăm masca de protecție. Suntem într-o situație în care e spre binele nostru să o purtăm, indiferent că sunt oameni care au luat virusul și a riscat să-l dea altora, sau oameni care nu l-au luat și normal vor să se protejeze. Nu cred că ar trebui să ne oblige nimeni, cât timp s-a explicat de ce e mai eficientă, sunt statistici din care reiese că țările în care s-a popularizat repede și s-au folosit repede măști au avut o evoluție mai bună a numărului de cazuri, de îmbolnăviri și de decese. E în interesul nostru să purtăm și să reducem cât mai mult contactul și, evident, să ne protejăm cât mai bine. Mai ales că am văzut că nu există un tratament 100% dovedit, 100% demonstrat. Sunt discuții despre simptomatice, sunt discuții despre testări de vaccinuri, începerea unor teste și tot așa, dar nu avem un tratament 100% sigur. Și atunci, singura soluție sau cea mai bună, cea mai eficientă soluție e să nu iei virusul de la bun început. Și asta, aici sunt practic două variante care merg mână-mână. Da, izolarea, protecție, izolare socială, atunci când da. E nevoie să ieși, folosirea mânuși de protecție, plus mânuși și alte materiale care pot să ajungă. La un moment dat, parcă s-a ajuns în extrema opusă și chiar vreau să discutăm asta, cea dezinfectării străzilor. Da, Alex Călină, eu te rog. S-a ajuns în sensul că au fost unele măsuri de bun simț normale și unele deja eu aș zice ineficiente, inutile, haotice la un moment dat. Și era un articol zilele trecute în Telegram, l-am distribuit intensiv, despre, și e bazat pe o recomandare a guvernului care spune că dezinfectarea străzilor, mai ales aceea făcută cu aparate cu aerosol și sisteme de genul ăsta, nu e eficientă pentru combaterea virusului. Pentru că virusul nu se răspândește pe bază de străzi de asfalt, are alte modalități de răspândire și atunci da. Și combaterea lui trebuie făcută în consecință. Alex Călinoiu, te rog, uite, continuăm acest subiect. E foarte interesant, îl continuăm, dar aș vrea să o salut pe doamna Mihaela Rus, directorul Teatrului Toma Caragiu din Ploiești. Bună seara, doamna director! Mulțumesc! Poate pentru unii ar părea paradoxal că vorbim acum în această perioadă despre teatru, dar chiar avem ce să discutăm despre activitatea Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, doamna director, nu e așa? Da, avem și chiar și momentele acestea se avem, pentru că există chiar și în această perioadă o activitate a Teatrului Toma Caragiu, indiferent de forma cu care se desfășoară aceasta. Da, important este că există activitate și v-aș ruga să le spuneți telespectatorilor noștri despre ce activitate este vorba. În momentul de față, online ne ținem mai mult, sau ce se înțelege din această sunt spectacole pe care noi le difuzăm online, fie pe pagina de Facebook, de vorba de spectacole produse proprie, au de creații al produse foarte special în această situație. Adică telemunca și munca domiciliu în domeniul artistic se poate realiza cu muncă formă, iar tot ceea ce am realizat între aceste cele de muncă, difuzăm în online. Am încercat să nu ne despărțim în această perioadă, am căutat să fim creativi și să fim activi și proactivi în toată această perioadă și fiecare actor, la noi există o carte ca o Biblie, actorie este munca actorului cu sine însuși. E bine, asta trecem prin facultate toți actorii și o studiem din scoarță în scoarță. Iată, din momentul acesta chiar o punem în practică, actorul muncește cu sine însuși și mai mult decât atât trebuie să venim cu un produs care să mențină publicul aproape și să ne țină totodată și activ în meserie.
Cu siguranță și, doamna director, dumneavoastră oferiți, trebuie spus acest lucru, oferiți în mod total gratuit aceste producții ale Teatrului Toma Caragiu pentru cei care doresc să le vizioneze, dar în același timp am înțeles că faceți și un apel pentru iubitorii de teatru și pentru prietenii Teatrului Toma Caragiu, prin care le spuneți că orice sprijin este absolut necesar și util pentru teatru. Probabil, mă gândeam, probabil prin prisma faptului că ați pierdut una din importantele dumneavoastră surse de venit, dumneavoastră, și când spun dumneavoastră mă refer la teatru, evident, și anume banii proveniți din biletele de intrare. Și traversați... Nu aveam niște venituri pe loc de refuzat, asta vreau așa un exemplu. Noi am suspendat activitatea publicul din data de 9. A fost acea ordonanță locală pe care am suspendat activitatea. Până la finalul lunii martie, aceasta a fost cu termen al suspendării de urgență, ca să aduc așa undeva cu lei, cum a fost pierdere, apropo, vorbesc despre faptul care erau deja dau, care erau de programate, deci vândute în proporție de 86% de rupe de plană. Vorbesc de cele strict realizate. Am pierdut în jur de un miliard de lei pe care înseamnă foarte mult. Având în vedere că am pierdut 30 de reprezentanți orașul la altă perioadă, iar noi de obicei în săptămâna aceasta cu greu facem față producătorilor jocurilor. Erau de 6 reprezentanți pe secția teatru pentru copii, pentru a fi reprezentați în sala mică, iar în sala mare era reprezentat în fiecare zi. Așadar, da, am făcut foarte multe lucrări. Ceea ce vedeți acum nu e încă plata, adică este absolut liber de văzut. Da. Sunt specificat faptul că nu putem distruga orice spectacol al teatru, pentru că ne apelăm cu incidența sau cu rigurile de legi drepturilor de autor, deci nu putem la faptul orice spectacol din repertoriu și online. Adică ne ferim și de situația în care după această situație, această frică va trece, ne ferim să avem niște procese bazate pe legea drepturilor de autor. Așadar, ne străduim să respectăm această lege, dar acolo cum putem, unde suntem in hub, să spunem. Putem difuza așa ceva, dar foarte mult am discutat cu colegii, cu actorii cu Facebook, de fața teatrului, să avem realizări artistice individuale, sau mă rog, acolo, de exemplu, dacă vorbesc de Colonia Farcaș, de doi actori, Ioana Marta și Bocanii, sunt doi în față actori, atunci au și realizări, au dietre. Am încercat să facem surpe teatru pentru copii și pentru asta ne folosim chiar pe în dotare. Este chiar în fiecare săptămână oferim publicului cursuri de teatru pentru copii, pentru că orice părintele poate face acasă. Sunt, de fapt, exercițiile pe care noi le facem în facultatea de actorie. Am și ceva practică în pedagogia teatrală și competență de pedagogie teatrală cu multe actori au lucrul acesta și știm cum să transformăm exercițiile de actorie în facultate pentru copii și sperăm ca în felul acesta să venim în sfârșitul părinților să-și umple într-un fel activ din copiilor. Asta înseamnă că sunt din cei care chiar stau acasă și nu sunt din cei care trebuie să muncească. Dincolo de acestea, am început cu difuzarea online pe 20 de martie, pentru că chiar când s-a suspendat activitatea, noi ne-am continuat repetit în teatru, s-a pentru că nu au venit alte noi reglementări, dar de 20 martie am început difuzarea materialelor online, pregătite special pentru această perioadă, pentru această. Deci nu am început registrări. Registrările, repet, sunt foarte rare, pentru că sunt legi stricte care ne interzic acest lucru, dar nu fiecare acasă să... Fie vorbim de mod, eu, de exemplu, eu am început să înregistrez online, nu fac, de exemplu, propriu cel mai bun, de acolo, 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 de acolo
Eu am început cu un șefșenit povestea după pietra lui șefșenit, pentru că e bine că termină cu mine. Nu încălător am ales în acest lucru. Nu încălător am vrut să fiu eu prima dimineața online. Ocazia asta m-a dus aminte pe tot ce la bază vivă de aminte pe Mai am o singură întrebare și sper să-mi oferiți răspunsul pe care mi-l doresc. Toată lumea e bine, nu sunt probleme de sănătate printre colegii dumneavoastră, printre actori, printre toți colegii? Nu mai mult decât atât. Din fericire, să ținem legătura cu fundații, pentru că lucrăm, fiecare de la el, cu pasta, să dat cu toții. Suntem și acum, în comunitate, colegii noștri șoferi, alături de cei de la aceste sesiuni. La brațul izolat în carantină. De asemenea, un coleg care fac voluntariat, de o alături de ei, un coleg care pe motor duce pachete în județ, colegii mei de la Croitorie au început să facă mărți pentru a le oferi care au nevoie. Tocmai de aia primim donații și de materiale, dar s-a făcut materiale care să pună materiale la dispoziție. Dar colegele din proiect nu sunt acasă la ele. Dincolo de atât, actorii și chiar material pe care l-a preluat presa națională sunt de vorbă cu tine. Am apelat la colegi de primărie, să spunem, de la STC și în cazul în care și am făcut apel pe Facebook, în care și de persoane care își fiind după numai pași de presie în astfel de probleme mari, singur în casă, fiecare e nevoie de ceva, pentru că nu poate că pur și simplu ai nevoie. Acum, acum care stau de vorbă cu noi și am început acest lucru. Pe pagina mea de Facebook, m-a contactat foarte mult și atunci eu îi predau către colegii. Astăzi este unul dintre actorii care pur și simplu le primi numărul de telefon și stăm de vorbă cu tine la telefon. Și știți de problemele, de bucurile pe care are nu cât de mulți oameni sunt foarte singuri încât că poate să nu ai cu cine să vorbești nu la telefon dincolo de a te întreba și să faci partea campanie de ceva. Așadar, sunt neapărată, o spun acum și celor care ne aud în acest moment. Am un profil public pe Facebook, oricine din Ploiești Culturale și poate să ia legătura cu mine, iar prin mine, cei care au nevoie de cineva care nu avem pretenția să facem consumere, dar actorii sunt producători de obicei, așadar de ce să mă fac cineva care chiar are nevoie de a se întâmpla o vorbă cu cineva. Așadar, căutați de un astfel de caz, că fie este un colegiator, stă de vorbă cu dumneavoastră. Doamna director, vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră și vă aplaud, nu că așa se procedează la teatru, vă aplaud pentru inițiativa aceasta deosebită de a fi alături de oamenii care au nevoie. Vă mulțumesc, doamna director, și pe măsură ce apar noutăți, o să încercăm să vă contactăm, să intrați în direct și să le transmiteți plăiștenilor ce noutăți sunt în legătură cu teatrul Toma Caragiu. Cu drag și cu cea mai mare plăcere și sperăm că totul va fi bine, cât mai repede și cât mai bine. Va fi bine. Vă mulțumesc, multă sănătate vă doresc. Multă sănătate. Alex Călinoiu, vorbeam despre operațiunea de dezinfecție a domeniului public. Da. Nu? Despre asta vorbeam înainte de intervenția doamnei director. Dacă tot a fost discuția despre teatru, mă gândeam să punctez și eu un lucru. De mai mulți, cel puțin 2 ani am observat la Ploiești o deschidere tot mai mare din partea instituțiilor de cultură, atât Teatrul Toma Caragiu, cât și Filarmonica Paul Constantinescu. O deschidere spre inedit, o deschidere spre evenimente noi, spre evenimente neașteptate și, mă rog, o măsură de aducere a oamenilor mai aproape de cultură și mai ales a culturii mai aproape de oameni. Și chiar e un lucru, mai ales în vremurile pe care le traversăm, e un lucru deosebit ce se întâmplă atât la teatru cât și la filarmonică. Eu am aflat acum în premieră de această nouă inițiativă a lor legată de ce fac actorii. Și mi se pare că vine în aceeași notă și întotdeauna e ceva lăudabil ce se întâmplă acolo.
Da. Alex Călinoi, continuăm cu subiectul legat de dezinfecția domeniului public. Începuse-i tu să ne spui că nu, poate că e spectaculos, dar nu este foarte eficient, inițial, din ce am înțeles. Eu inițial glumeam pe Facebook cu urmăritorii, cu prietenii și cred că la câteva ore după ce postasem glumă pe tema asta, a distribuit cineva o postare oficială a guvernului și acolo am văzut și eu că cumva am confirmat ceea ce bănuiam și eu spuneam mai în glumă, mai în serios, care e faza cu dezinfectarea străzilor, cu ce ne ajută. Practic, singurul lucru pe care îl obținem e că o să avem cauciucuri mai curate la mașini și tălpi mai curate la încălțăminte când traversăm. Și aici, ducând gluma mai departe, mă întrebam, oare nu cumva Daia și angajații de la vulcanizare se spală așa de spămâi? E că știau ei ceva. E, acum, lăsând gluma la o parte, sunt niște bani irosiți, în esență, dacă ne raportăm strict la combaterea coronavirusului. A spus-o și guvernul și e până la urmă logic, ținând cont de felul în care se răspândește virusul, dezinfectarea străzilor și a trotuarelor și, mă rog, a tuturor spațiilor de mers, nu ajută cu nimic. Pe de altă parte, într-un oraș ca Ploiești, într-un oraș murdar și în multe alte localități, n-ar strica niște dezinfecție din când în când, poate chiar mai des decât se face acum. Deci nu e neapărat cel mai rău lucru, dar raportat la așteptările pe care le aveam și la criza pe care o traversăm, nu e o soluție. Unul dintre telespectatori pe care îi îndemn să ne sune și îi rog pe colegii din regie să afișeze numărul de telefon la care pot suna telespectatorii pentru a ne spune dacă există probleme, dacă există nelămuriri, astfel încât să le transmitem și noi mai departe autorităților, dar iată ce ne scrie un telespectator. Spune, domne, purtarea obligatorie a măștii, mai ales în mijloacele de transport în comun, și sunt perfect de acord pentru că așa sună în comunicare. Și spune telespectatorul nostru, păi nu este peste tot la fel de obligatoriu? Și așa este, dacă subliniez mai ales în, înseamnă că în cealaltă parte, dacă cobor din mijlocul de transport în comun, nu este mai ales, așa că poate pot să-mi dau masca jos. Subtilitățile acestea lingvistice nu prea au loc într-un comunicat care ar trebui să fie clar precum cristalul, să știe orice român care îl citește ce are de făcut în fiecare clipă a existenței sale, mai ales în mijloacele de transport în comun. Sună într-adevăr un pic neclar. Da, sunt total de acord și nu e singura situație de acest gen. Am avut celebrele exemple din ordonanțele militare cu proximitatea față de domiciliu. Da. Ce înseamnă mai exact activitatea fizică individuală. Și sunt tot felul de termeni, de concepte care nu sunt definite. De aia a fost nevoie, mă uitam mai devreme, a fost nevoie ca guvernul să iasă prin Ministerul Afacerilor Interne, prin acel site știri oficiale pe care l-am lansat, să vină cu o sesiune de întrebări și răspunsuri în care oferă lămuriri la propriile acte normative. O să ajungem și la acest subiect, pentru că cum se interpretează. Este nevoie de astfel de lămuriri, dar Alex Călinoiu, în această emisiune am încercat să luăm legătura și cu primari din județ ca să ne spună care este situația în localitățile pe care le gestionează. În această seară îl avem în direct alături de noi pe domnul primar din comuna Cocorăști-Misli, pe domnul Daniel Alexandru. Bună seara, domnule primar! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Ce faceți? Toate bune? Sănătos? Colegii din primărie sunt bine, sănătoși? Da. Totul în regulă? Da, nu sunt probleme deosebite în Cocorăști-Misli. Sunt probleme ca apă peste tot. Problema noastră esențială este că suntem o comună cu un buget redus, cu venituri mici și nu ne putem permite să cheltuim aiurea niște bani, ca să zic așa. Și atunci, de unde veți lua bani ca să asigurați măști pentru locuitori? Că ați văzut ultimul comunicat al prefecturii, spune că măștile sunt obligatorii doar dacă administrațiile locale asigură necesarul de materiale. E, doar dacă. Doar dacă, am înțeles. Da. Deci comuna probabil va face un efort să renunțe la niște cheltuieli de modernizare a comunei și să asigure, să zic eu, o mască, două de locuitori sau de familie, pentru că un singur
membru al familiei ar trebui să iasă. Eu cred că e o discuție care nu ne va ajuta prea mult. Ar trebui, da, practic, să se asigure o mască de locuitor zilnic, care ar însemna o cheltuială imensă. Imensă la prețurile de acum, dacă am vorbit de... Da, dacă am vorbit de prețurile de dinainte, poate că... Noi vreo 200.000 avem toți banii rămași la buget pentru modernizare în acest an. Cred că e și pe rând să sunt, ar trebui să ne lase să mai hotărâm și noi primarii câte ceva în pandemia asta. Mai ales în localitățile unde e spațiu, nu e ca la oraș. Nu sunt aglomerații, oamenii merg la magazin, păstrează această distanță socială, nu e o aglomerație, nu sunt probleme deosebite. Noi avem aici și pădure multă și aer curat, nu avem, să zic, izolați. Chiar azi am fost anunțat de asistentul social că de mâine seară nu mai avem nicio persoană izolată. Sunt câțiva care sunt... O situație fericită. Pe nu știu unde, pentru că nu am fost informați, dar suntem o localitate care, în care sperăm noi că nu avem încă acest nenorocit de virus aici. Dar cu toate acestea, domnule primar, la un moment dat au fost, să spunem, ceva probleme... Nu în localitatea dumneavoastră, un bărbat din Cocorești, Timișli, a avut ceva probleme și v-aș ruga să ne spuneți despre ce este vorba. Am avut o problemă cu un bărbat care a fost pentru probleme medicale în acel spital Gerota de la București. Din București. A fost trimis alături de alți doi colegi ai lui în izolare. Și la finalul izolării a fost testat pozitiv, după care a făcut tratamentul și a stat în spitalul Movila până la vindecare, a fost declarat vindecat și se află acasă în sânul familiei fără nicio problemă. Sunt foarte mândru de el că a fost foarte disciplinat, a venit din București, a stat izolat complet și de familie și de toată lumea, a simțit că are totuși niște simptome, deși simptomatologia a fost foarte redusă la el, a chemat ambulanța, a fost dus la Movil, a stat acolo încă 2 săptămâni până s-a vindecat și acum e în regulă. Să-i dea Dumnezeu sănătate și să fie sănătos în continuare și să dea Dumnezeu să nu aveți niciun caz, niciun alt caz de pozitiv pe confirmat pozitiv pe raza localității dumneavoastră și cum ne dorim de asemenea să nu mai crească numărul de 36 de prahoveni confirmați pozitiv, să nu mai crească, să rămână așa și tot să se facă bine și să fie sănătoși. Să dea Dumnezeu să fie bine, noi ne rugăm și la Dumnezeu ca să fim ocoliți de acest zifor mondial. Da, domnule primar, mulți dintre primari sau o parte dintre primarii din Prahova nu prea sunt mulțumiți de modul în care se face carantinarea celor veniți din străinătate. Aș vrea să vă întreb dacă la Cocorești-Timișli sunt oamenii aflați în carantină, dacă au fost trimiși, aduși de către prefectură la dumneavoastră în comună. Nu sunt cazați aici în comună, nu există niciun centru de carantinare. Avem persoane care sunt din comună și se află în centrele din județ. Nu știm exact câte sunt persoanele, nu am fost informați, decât ce cunoaștem de la familie. Da, da. Oameni care s-au întors și au fost distribuiți în diverse centre de cazare pentru cei aflați în carantină. Da. Domnule primar, vă mulțumesc tare mult! Cu siguranță va fi bine și bineînțeles că va fi bine și la Cocorești-Timișli. Vă mulțumesc pentru toate informațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor noștri, printre care, sigur că da, se numără și telespectatori din Cocorești-Timișli, din comuna dumneavoastră. Mulțumim, sănătate multă! Multă sănătate, domnule primar! Multă sănătate! Așadar, Alex Călinoiu, iată, printre cei infectați la spitalul Gerota, iată, s-a numărat și un prahovean. Cel puțin un prahovean, putem spune.
E bine că a scăpat, e bine că a fost Că declarat este bine vindecat. acum și La sănătos? ultima raportare erau 9 persoane din Prahova declarate vindecate din cele 36 de cazuri confirmate. Numărul de 36 fusese anunțat și ieri, a fost menținut și astăzi la cea mai recentă raportare. Asta ar însemna, nu, 27 de cazuri active, să le spunem. Stăm bine din punct de vedere, sau mă rog, dacă e să facem o comparație cu alte județe, stăm foarte bine. Am văzut județe unde sunt cazuri de ordinul sutelor, Da, dar și nu ne-am ce mă referit la îngrijorează ar Suceava. fi situația privind îmbolnăvirile cadrelor medicale. Am văzut câteva exemple în ultimele zile legate de cadre medicale și de la un spital privat și de la un de stat, parcă, cadre medicale care au fost infectate cu acest virus și asta ar fi cea mai mare temere și cea mai mare problemă și cel mai greu scenariu care s-ar putea lipi în contextul dat. Da, Da, Alex Călino, sigur, eu ținând cont vorbeai de... despre precizările pe care le aduc ulterior ordonanțelor militare Da. autoritățile și bine fac că aduc aceste precizări și pentru că acum, iată, ne aflăm la o săptămână și câteva zile de sărbătorile pascale. Iată, au făcut niște precizări referitoare la modul în care se așteaptă autoritățile să procedăm și să ne comportăm în această perioadă. Au luat cele mai frecvente întrebări pe care le-au primit, au dat răspuns și le-au prezentat oamenilor și aș vrea să citesc pentru telespectatorii noștri, să citesc câteva dintre aceste întrebări și răspunsurile oferite de autorități și sigur că da, dacă vrei să comentezi în vreun fel, ești invitatul meu. Întrebare, pot să merg să-mi cumpăr carne de miel de la agentul economic autorizat de unde îmi cumpărăm în fiecare an, ce trec pe declarație? Este foarte corectă întrebarea și foarte întemeiată. Răspunsul autorităților, deci este un răspuns absolut oficial, da, poți merge să-ți cumperi produsele necesare, nu uita să ai la tine cartea de identitate și declarația pe propria răspundere, în care bifezi punctul 2, asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor. De asemenea, îți recomandăm să mergi singur, nu cu toată familia, și să te asiguri că agentul economic de la care îți cumperi mâncarea este autorizat și respectă toate condițiile igienico-sanitare. Și nu uita să ceri documentele de proveniență, bon fiscal, chitanță, factură. Aceste bonul fiscal, chitanța, factura ne sunt necesare, știu eu, în cazul în care un agent de poliție ne oprește la întoarcerea de la cumpărături și astfel îi putem dovedi că am fost la un magazin, știu eu, în apropiere și am făcut cumpărături. Poate persoana de la care cumpăr în fiecare an carne de miel să vină să mi-l aducă acasă? Da, poate veni, dar reamintește-i să dețină asupra sa documentele necesare conform ordonanțelor militare și să-ți aducă și documentele de proveniență, bonul fiscal, etc. Mai vin comercianții cu turmele de miei la intrarea în oraș. La noi, dacă ar fi să fac o glumă, e o stână în permanență la intrarea în oraș dinspre Bucov, nu? Și dacă îmi permis să adaug ceva la gluma asta, în ultima perioadă s-a redus semnificativ traficul rutier, automat s-a redus și poluarea generată de traficul rutier. Marile companii din industria petrolieră au anunțat și ele că au redus un pic din producție, că și-au trimis oamenii să lucreze de acasă în măsura în care s-a putut. S-au redus și Teoretic, prețurile la aerul din combustibil, Ploiești e Alex mult mai curat Călinaru. acum decât era acum 2 luni. Unul din efecte ce am resimțit eu locuind în zona de vest e că se simte mult mai puternic mirosul de la acea stână despre care vorbeai. Ești și ăsta un efect. Reiau întrebarea, mai vin comercianții cu turmele de miei la intrarea în oraș? Nu, acest lucru nu va mai fi posibil, așa că asigură-te că îți procuri produsele necesare numai din locurile autorizate. Foarte important pentru foarte mulți dintre noi, pot merge la părinți să le duc produse pentru masa de Paște? Răspuns. Desigur, conform ordonanței militare, trebuie să ai asupra ta cartea de identitate și declarația pe propria răspundere, în care bifezi punctul 4, motive justificative, precum asistența persoanelor vârstnice bolnave. Și încă o propoziție foarte, foarte importantă, dar nu uita că aici nu sunt incluse vizitele în ziua de Paște. Adică putem merge foarte liniștiți la părinți, unchi, bunici, persoane în vârstă trecută de 65 de ani, cei care e de dorit să rămână acasă la domiciliu, să le ducem, știu eu, friptură, borș, cozonac și tot ceea ce preparăm.
dar le dăm și ne întoarcem repede acasă la noi. Nu, asta nu, faptul că le ducem cozonac nu înseamnă, nu e un pretext pentru o vizită, pentru îmbrățișeri, pentru, știu eu, pupături, etc. O să fie niște sărbători oarecum triste, Alex Călinoiu. Da, aia o să trecem peste și cred că următoarele sărbători o să fie cu atât mai plăcute. Ce vreau să punctez, apropo de aceste lămuriri pe care le aduc autoritățile, sunt o dovadă că reglementările inițiale n-au fost foarte clare. Bine, într-o măsură poți să înțelegi, e normal ca o lege să nu fie foarte, foarte explicită, nu să-ți detalieze fiecare situație în parte în care poți sau nu poți să ieși din casă. E normal să se dea niște termeni generali, dar poate că ar fi fost bine să existe și o detaliere, o explicare mai clară, exact ce vorbeam mai devreme, ce înseamnă proximitatea față de domiciliu, în ce măsură poți să pleci, cât de departe poți să pleci și așa mai departe. Concluzia ar fi că lucrurile sunt relative, sunt la interpretarea polițistului până la urmă, într-o foarte mare măsură. Ceea ce nu e bine deloc. Și țin de bunul simț al omului până la urmă și vreau să mă leg de ceva ce a spus domn primar mai devreme, de disciplină. A folosit cuvântul ăsta, a punctat și el și cred că ar trebui punctat. Ține foarte mult de disciplina oamenilor și de măsura în care înțelegem că lucrurile astea care cumva ni se impun sau ni se recomandă sunt în interesul nostru și al celor din jurul nostru până la urmă și e normal să le facem, probabil era normal să le facem și dacă nu ni s-ar fi impus. Cu siguranță era. Ideea e în ce măsură înțeleg oamenii să le facă, pentru că aici avem o problemă cu unii dintre noi care nu și-au acest spirit mai vulcanic, să-i zicem, mai greu de stăpânit. Mai... Știm exemplele și... Da. Ne cunoaștem de foarte multă vreme și vreau să spun că am citit un interviu cu un fotbalist japonez care îți place ție foarte, foarte mult. Un fotbalist japonez care îmi plăcea, cred că mă rog, da. Și acest fotbalist joacă în, trăiește în România de multă vreme și spunea în interviul respectiv, nu știu, poate ai citit interviul, că a fost oarecum mirat când a văzut că în România toamna târziu, iarna, nu se poartă mască medicinală pe stradă. Pentru că în Japonia erau învățați de mici că nu neapărat de spaima de a lua o gripă oarecare sezoniere de la vecinul din metrou sau din autobuz, ci mai mult ca o protecție a celorlalți. Adică, domne, poate eu sunt bolnav și să nu dau boala mai departe. E un semn de civilizație, fără cea mai mică discuție. Omul a fost foarte mirat când a văzut că în România nu există, da, nu e vorba numai de România, cred că în întreaga Europa nu prea există acest exercițiu al purtării măștii de protecție în sezonul rece. Civilizarea se mai face și cu forța uneori, se mai face și cu sancțiuni. Aia e inevitabil. Da, nu știu dacă neapărat, știu eu, poate până la purtarea măștii. Acum vorbim despre purtarea măștii de protecție de medicinale, pentru că medicale, pentru că ne impune situația. Dar până acum nu ne-am fi gândit la așa ceva și dacă am fi spus, domne, cum am putea să contribuim la continua civilizare a poporului român sau a Europei, ne-am fi gândit la cu totul și cu totul alte lucruri, în niciun caz la purtarea unei măști medicale. Cred că într-o foarte mare măsură această pandemie va contribui, deja a început să contribuie și cu siguranță va contribui și pe termen lung, la schimbarea unor obiceiuri, să le zicem, unor obiceiuri de consum ale populației. Erau acele glume celebre pe Facebook cu spălatul pe mâini, că a fost nevoie de o pandemie ca să ne aducă aminte cât de important era să ne spălăm pe mâini. Bine, într-un fel a fost nevoie, dar de-aia zic, se schimbă niște obiceiuri. Am văzut oameni care primeau colete și care au început să le, mă rog, să le dezinfecteze înainte să le deschidă, la fel cu dezinfectarea unor bunuri ambalate, cumpărate din comerț și așa mai departe. Se schimbă niște obiceiuri de consum, e un lucru bun. Am văzut și cu dezinfectarea mâinilor la intrarea în supermarketuri, hipermarketuri, în instituții publice și cu purtarea măștilor, sunt aceleași exemple. Evident că nu o să stârpească asta coronavirusul, nu o să fie 100% varianta câștigătoare, nu o să-l înlăture de tot de pe fața pământului. Eu făceam o comparație cu colectarea selectivă a deșeurilor, scuzați cacofonia. Nici colectarea selectivă a deșeurilor nu o să elimine definitiv poluarea din lume.
Dar e o măsură, e un lucru care pe termen lung va crea un obicei, un obicei care va fi din ce în ce mai răspândit și da, zic, pe termen lung se vor vedea efectele pozitive. Cred că la fel e și în cazul ăsta cu purtarea măștilor și cu toate celelalte măsuri de protecție pe care am început să le luăm, să le conștientizăm, să le publicăm, să le discutăm. Revin la întrebarea, la lămuririle pe care le aduc autoritățile legate de comportamentul nostru în perioada de dinaintea sărbătorilor de Paște și era întrebarea aceea pe care am mai râs noi un pic, mai vin comercianții cu turmele de miei la intrarea în oraș și noi spuneam că una dintre intrări este deja ocupată de o stână și mi-am amintit de faptul că un telespectator ne-a sunat el și ne-a spus că la intrarea dinspre Târgoviște sau ieșirea spre Târgoviște, cum vrei să spunem, sunt munți de gunoaie, de cadavre de animale și tu spuneai că noi ne schimbăm comportamentul, ne vom spăla mai des pe mâini, foarte bine, noi. Dar autoritățile își vor schimba oare atitudinea și comportamentul? Adică dacă telespectatorul nostru care ne-a sesizat lucrul ăsta a văzut și a pus mâna pe telefon să ne spună nouă, oare nimeni din rândul administrației locale nu a remarcat acest lucru? Probabil erau unii oameni izolați la domiciliu, nu? Și asta ar fi da. Glumesc, e clar că bine, e o nu problemă. Se sizau nici când se mișcau da. Liber, sub cerul liber, nu? Aia nici atunci noi, nu se sizau. Noi am avut probleme mari, aproape aș spune, din totdeauna. Nu, bine, exagerez, dar de ceva ani sunt probleme în domeniul ăsta, în Ploiești și în jurul Ploiești. Anul da, trecut, dacă ne amintim, situația salubrității a fost catastrofală chiar. Vara trecută. Da, și de-aia și când dădeam exemplu dezinfectării și al faptului că dezinfectarea străzilor și trotuarelor nu ajută pentru coronavirus, dar pe de altă parte, la cât de murdar a fost orașul, nici rău nu face, evident. E un lucru bun. Probabil și în exemplu ăsta e nevoie să se aplece mai atent autoritățile asupra acestor aspecte, cu siguranță, de foarte multă vreme. Bine, și trebuie lămurită celebra dispută între Consiliul Județean și Primăria Ploiești, da? Bine, nu, cred că n-are rost să intrăm prea mult în acest subiect, că depășește cumva da, oarecum, ceea da. Ce discutăm aici. Alex Călino, eu două subiecte mai vreau să le discut cu tine și încep cu un subiect care este de foarte mare importanță în această perioadă. Primarul Adrian Dobre a vizitat halele centrale, piața de la halele centrale la sfârșitul săptămânii trecute și a rămas dezamăgit de faptul că sunt foarte mulți oameni în piață, era aglomerație și atât de dezamăgit a fost încât a spus domnilor, dacă nu învățăm să respectăm regulile, s-ar putea ajunge până la închiderea piețelor din oraș. Au existat replici din mai multe părți. Aș vrea să te întreb pe tine, ca ploieștean, ca ziarist vechi, dacă tu consider că piețele ar trebui închise acum din cauza comportamentului ploieștenilor, evident. Cred că revenim la discuție pe care am adus-o mai devreme despre cele două curente de opinie. Ori închidem, da. Ori încercăm să salvăm economia. Și eu aș vedea din nou o soluție de mijloc. Nu cred că închiderea piețelor este o soluție pentru că va afecta foarte multă lume. Va afecta și cumpărătorii, evident, și comercianții. Și, bun, închidem piețele ca să evităm aglomerarea oamenilor. Oamenii vor avea nevoie de alimente, nu și le mai găsesc în piață și ce vor face? Se vor duce într-un hipermarket, într-un supermarket și vor muta aglomerația acolo. Să zicem, na, hipermarketul n-ar fi densitatea la fel de mare, n-ar fi același număr de oameni pe suprafață. Dar cumva aglomerația o să se mute. Problema o să fie doar în parte rezolvată, în sensul că dăm mai departe sau lăsăm la alții responsabilitatea. Nici să lăsăm lucrurile așa nu e neapărat o soluție. De-aia ziceam că soluția e undeva la mijloc aici. Poate o restricție mult mai clară, poate niște oameni care să stea la intrarea în piețe și să le atragă atenția cumpărătorilor, poate chiar să aștepte să mai iasă câțiva oameni care sunt înăuntru înainte să intre ei sau măcar să păstreze acea distanță. Am văzut și o propunere a lui Andrei Volosevici, care tot așa spunea că n-ar fi o soluție să se închidă piețele și că mai degrabă ar fi o idee să se adapteze măsurile luate deja în hipermarketuri legate la păstrarea distanței dintre clienți și așa mai departe. Trebuie văzut și aici în ce măsură se pot adapta aceste măsuri la configurația piețelor, pentru că piața, în esență, are altă configurație fizică decât un supermarket. Dar, până la urmă, eu zic că
trebuie găsite niște soluții încât acestea să fie păstrate deschise și cu o conștientizare, asta era și cuvântul pe care îl căutam mai devreme, conștientizare. Trebuie să le explice oamenilor, dacă deja nu li s-a explicat sau dacă n-au înțeles, de ce măsurile astea sunt bune pentru ei. Da, mă gândeam că acest subiect a devenit un subiect de dispută între primarul Dobre și alții actori de pe scena politică, dar în acest subiect nu a fost invocat cel care trebuia să ia măsuri, adică marea societate Sece, Hale și Piețe, aflată în subordinea Consiliului Local, în directa subordine a primarului, până la urmă putem spune și acest lucru, care ar fi trebuit să ia măsuri, așa cum celelalte supermarketuri, cum alte supermarketuri din Ploiești au luat. Adică, domne, nu primim decât 20 de oameni în același timp în piață, iese unul, intră altul. E simplu, au făcut-o și alții, fără jandarmerie, fără poliție, fără armată, cu firma de pază cu care au contract. La Hale și Piețe sunt salarii foarte bune, ca în orice altă societate aflată în subordinea Consiliului Local, și mă gândesc că oamenii de acolo, angajații de acolo, profită și de faptul că, mă rog, li s-a mai redus activitatea, au mai mult timp, s-ar fi oferit cu mare încântare să stea la intrarea în piețele din oraș, mai ales că nu sunt foarte multe, și să dea o mână de ajutor, astfel încât să nu se producă aglomerație, nu? Și s-ar fi rezolvat toată această criză. Simplu și eficient. Din păcate, Hale și Piețe, da, Hale și Piețe, principalul actor din această piesă, nu spune nimic, doar duce tava de colo-colo, iar acest subiect a devenit dispută. Astăzi citeam în presa locală că și președintele Consiliului Județean e un pic supărat că a văzut că la Hale în continuare este aglomerație. Sigur, președintele Bogdan Toader și-a exprimat într-un fel supărarea pe clienți, pe oamenii care vin, și poate că are dreptate, dar și acolo ar trebui să se ia niște măsuri organizate, astfel încât totul să fie în regulă. Înțeleg că s-au luat niște măsuri, dar trebuiau luate din prima clipă, așa cum s-au adaptat situației marile magazine din oraș, puteau să se adapteze și cei de la Hale și Piețe, pentru că pentru asta primesc salarii și nu doar ca să încaseze chiriile de pe tarabe, până la urmă. Știu că eu am un obicei să privesc, să mă uit la cauze și mai puțin la efecte. Ar putea să ne întrebăm de ce e așa de mare aglomerația la halele centrale, ca să vedem, să găsim o soluție la problema asta. Și răspunsul, unul dintre principalele răspunsuri, ține de accesibilitate, de preț. Da. Oamenii consideră că e mult mai ieftin să-și facă de acolo cumpărăturile, că găsesc o gamă variată, adaptată nevoilor lor, apropo de ce înseamnă stricta necesitate și cum încercăm să o definim pe asta. Și că e mai ieftin. Preferă să facă un drum în plus, mulți mergând cu autobuzul, dus întors, știind că probabil economisesc niște bani. De-aia zic, poate că o soluție ar fi să, nu știu, să ne gândim la lucrul ăsta înainte de a discuta despre închiderea piețelor, să ne gândim de ce sunt piețele aglomerate și care ar putea fi măsurile să-i convingem să stea acasă, să-i ajutăm. A fost acea discuție despre modul în care autoritățile locale, și am văzut la Ploiești exemplul administrației serviciilor sociale comunitare, despre modul în care autoritățile locale pot ajuta persoanele aflate în dificultate, cele din grupa de risc, cele cu venituri reduse, cele greu deplasate. Poate că aici ar fi o soluție ca să mai evităm din aglomerarea pieței, de exemplu. Da, iată, colegii din regie au găsit postarea făcută de președintele Consiliului Județean Prahova, domnul Bogdan Toader, pe o rețea de socializare. Fotografiile vorbesc de la sine, nu putem să comentăm nimic. Este ca o zi obișnuită din anul trecut, de exemplu, când nu existau restricții și nu erau niciun fel de probleme. Da, poate conștientizarea, ai folosit cuvântul ăsta, mi se pare foarte potrivit și ar trebui să fie cuvântul zilelor, acestei perioade, nu numai a zilei de astăzi. Alex Călinoi, al doilea subiect pe care ți-l propun pentru discuție, până la sfârșitul lunii martie, primăriile sunt obligate, conform ordonanțelor militare, uneia dintre ordonanțele militare, să instaleze la intrarea în blocuri dispozitive cu substanțe dezinfectante. La Ploiești, nu știu, la tine, la bloc, s-a întâmplat așa ceva? Și dezinfectarea spațiilor comune și așa mai departe, și casa scării, liftului, de caz, da.
Spune-mi, te rog, la tine la bloc că... există astfel de dispozitive, astfel de substanțe? Nu. Nu, nici la mine la bloc, deci cel puțin două blocuri din Ploiești, cel puțin două blocuri din Ploiești nu beneficiază de această facilitate. Venind către studiu, am văzut că nici alte blocuri. Nici alte blocuri din oraș nu beneficiază. Dar vorbim despre o ordonanță militară și de respectarea prevederilor unei ordonanțe militare. Dacă eu nu respect prevederile uneia dintre ordonanțele militare, mă aleg cu amendă, de muncesc de măsaturi până reușesc să plătesc. În același timp, primăria își permite, nu știu, poate care, și presupun că nu vorbim doar de primăria Ploiești, adică să nu creadă cineva că avem ceva cu această instituție. Dar, iată, o administrație publică care nu pune în practică prevederile ordonanței militare. Cum poate fi sancționată? Sau poate fi sancționată? Sau merită să fie sancționată? Sau doar eu, cetățeanul, trebuie să plătesc în astfel de vremuri? Nu, eu sunt de acord cu tine că merită sancționată, mai ales că vorbim de puterea exemplului și de faptul că autoritățile sunt cele care trebuie să dea un exemplu. Vorbeam de conștientizare, vorbeam de popularizare unor măsuri și de la autorități trebuie să pornească lucrurile. Pe de altă parte, ar mai fi acea discuție pe care am deschis-o la început legată de eficiența acestor măsuri, de eficiența dezinfectării raportată la modul de răspândire a virusului. Am văzut că se pune accentul pe spălarea treptelor, spălarea casei scării, mă rog, dezinfecție zona liftului, mai puțin pe, de exemplu, pe mânerul de la intrarea în scară, pe butoanele de la interfon și pe balustrade, care sunt mai degrabă suprafețele propice pentru răspândirea virusului. Nu s-a așa încântat, nu pun așa mare preț pe această dezinfecție pe care ar trebui să o facă primăriile. Pe de altă parte, într-adevăr, e o obligație pe care nu și-au respectat-o sau și-au respectat-o într-o mică măsură. Am văzut că s-a anunțat un program, se face în cazul Ploieștiului, de exemplu, pe cartiere. Adusese și domnul primar de la Cocorești lucrul ăsta în discuție, că se pun foarte multe obligații pe umerii autorităților locale. Și fără să li se dea și niște resurse în sensul ăsta, dar obligația e mult mai vizibil acest lucru și mai ales în privința blocurilor în localitățile mari, evident, acest lucru unde sunt și blocuri mai multe și unde e foarte greu să acoperi. Era o cheltuială din noi, aș vedea-o ca pe o cheltuială inutilă pe asta, mai ales că nu cred că era nici așa greu nici pentru asociațiile de proprietari, adică să-și facă și ele o dezinfecție minimă. La mine la bloc n-a făcut primăria, dar a mirosit a dezinfectant pe jos, deci eu bănuiesc că a făcut asociația de proprietari. Și din nou, revenim la conștientizare și la faptul că până la urmă toți trebuie să înțelegem că sunt niște măsuri pe care le luăm în interesul nostru, n-ar trebui neapărat să așteptăm după autorități, mai ales că vedem că în anumite privințe se mișcă greu, haotic, uneori se și contrazic. Poate că putem și noi să luăm unele măsuri, nu neapărat să așteptăm după primăria Ploiești. Da, îmi place mesajul tău și atunci, Alex Călino, eu aș prefera să închidem emisiunea cu acest mesaj. Haide să ne bazăm și pe noi și să nu așteptăm numai de la autorități, să luăm noi, în primul rând, măsurile necesare pentru protecția noastră. Îți mulțumesc, Alex Călino, că ai fost alături de noi în această seară. Fii sigur că o să te mai invit în această emisiune să petrecem serile împreună, mai ales pentru că, nu-i așa, ești acasă și cu toții ne plictisim la domiciliu, chiar dacă timpul trece mult mai greu și cu totul și cu totul altfel decât în vremurile bune, acum două luni de zile, de exemplu. Îți mulțumesc, Alex, multă sănătate îți doresc și sigur că da, vă mulțumesc și dumneavoastră. Sigur că da, vă mulțumesc și dumneavoastră și până când ne vom revedea mâine seară la 18:30, vă doresc multă, multă sănătate.